Să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile. Știți ce? Duhul lui Dumnezeu nu este frică să fie cercetat. Este un duh de lumină, este un duh care lucrează evident, ale cărui lucrări sunt evidente, Duhul lui Dumnezeu nu este frică să fie cercetat de niciunul dintre noi. Când te apropii, vezi de la distanță, de la kilometri, acolo lucrarea Duhului Sfânt. Nu ai dubii! Nu ai cum să ai dubii când e lucrarea Duhului Sfânt. Nu e așa? Zice, mă, cum mă, nu s-a împlinit, nu e adevărat, e fals ce e aici. Nu, a intervenit ce-i firesc, zice, a intervenit ce-i firesc. Duhul Sfânt acolo nu a reușit, e și firesc și Duhul Sfânt, e amestecă, a intervenit și ce-i firesc. Nu e așa. Biblia nu spune că e așa. Mă, chinuiți-vă și luați numai cei buni. Luați cei buni. Zice, mă, o zis o droaie de erezii, dar zice, luați cei buni. Eu folosesc o imagine mai plastică, așa mai moldovenească, pentru ideea asta, să luăm cei buni. Deci avem o grămadă de erezii, dar sunt și lucruri bune. Niciun eretic nu spune numai erezii. S-ar putea să spună numai lucruri bune și să spună una rea, dar așa că să ne distorsioneze definitiv, da? E ca și cum ar fi o grămadă mare de gunoi, să nu spun de altceva, da? Și deasupra ar fi cea mai bună prăjitură pe care ai văzut-o în viața ta sau ai mâncat-o în viața ta. Și aș vrea să te întreb, te duce să o iei de acolo, de pe grămada aia de gunoi? Păi nu zice Biblia să luăm cei buni. Să luăm cei buni de unde? Spune Biblia să scociorâm printre eretici și prin erezii, ca găinile care scocioresc după viermi, să găsim câte ceva bun să mâncăm? Că nu avem, domnule, cu ce să ne hrănim. Nu asta spune Biblia.